Seara. Uite, totuși au dat mâna. Bună seara, bună seara. Cine-i tata? Domnul cu pantalonii galbeni sau? O să-l întreb pe domnul Gabriel care a fost motivul gâlgevei? De ce v-ați certat? Da. Nu ne-am certat. El a plecat de acasă că n-a vrut să mai învețe. Păi și a ajuns la automatică. A ajuns la automatică, cum n-a vrut să învețe? Întrebați-l câte restanțe are în toamna asta. Nu-i nimic, atele încolo de restanțe. Eu urez să-i dea Dumnezeu să o termine. O termină, vă spun eu că o termină. Sunt mândru pentru că tot ceea ce a învățat de la mine. Cel puțin în primii lui 22 de ani de viață i-a învățat de la mine. Într-o mare măsură îmi seamănă. Suntem două nuci tari. Într-o bună dimineață și-a făcut bagajul și a zis: eu plec de acasă ca să nu mă mai stresez, având 6 restanțe în toamnă. A fost un moment foarte greu în viața mea. Un moment în care afacerile nu mergeau, am închis firma, aveam datorii la bancă, miliarde de lei, băiatul fugit de acasă, pot să spun așa, să mărturisesc, mergeam la mormânt la mama și plângeam ore întregi. Aici l-am pe Ionuț, 3 fotografii, când Ionuț era mic, aici pe la vreo 10 ani și aici exact la vârsta de 13 ani, când s-a născut sora lui. Și mă însoțesc peste tot. Spune-mi un părinte care nu-și iubește copilul și care nu și-l dorește alături de el. Nu există așa ceva. Un singur lucru ca să justific prezența mea aici. Vreau să mai văd odată strângerea de mână după 2 ani și dacă se poate un sărut părintesc de la tată la fiu. Bine, să începem cu strângerea de mână. Hai să văd eu strângerea asta de mână. Aoleu! Aoleu, v-ați dat de gol că vă iubiți rău de tot. V-ați dat de gol. 2 ani de zile v-au trebuit. Este inevitabil. Un părinte nu poate să nu-și iubească copilul. Niciodată. Așa este. Dumneavoastră, ce cântați în seara asta? Păi am venit și îmbrăcat adecvat. O să vă cânt... Gabriel Durobanțu. Doamne ferește! Doamne ferește!